Bună dimineața! Multe planete în semne de pământ, astfel că sunt avantajați taurii, fecioarele și capricornii. Pentru toți însă, inspirație, gândire practică, realistă, niște planuri corecte pentru viitor. Ce punem acum la cale, va ieși așa cum trebuie. Iată ce onțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Pregătire mentală și sufletească pentru revenirea în forță în activitatea profesională. Găsiți poate motive și variante prin care să continuați un proiect ce părea să fi împotmolit. Sunteți dornici să dovediți valoarea sau să vă impuneți să vă faceți un nume în domeniul vostru. Taur. Veți simți în sufletul vostru adevărul unor lucruri pe care le aflați acum sau poate că aveți o revelație și faceți conexiuni cu întâmplări sau cu alte cunoștințe. Simțiți chemarea unor locuri îndepărtate, visați la momentul în care veți ajunge acolo, în vacanță sau cu alte ocazii, studii poate. Gemeni. Se poate să treceți în defensivă și să ascultați părerile și argumentele celorlalți fără să vă spuneți un punct de vedere, cel puțin nu înainte de a face niște verificări pe cont propriu. Poate că stabiliți cu om iubit să începeți să puneți deoparte niște bani pentru călătorii sau pentru zile negre. Rac. Sunteți pe un val de popularitate. Vă simțiți înconjurați de simpatie. Este o atmosferă plăcută în cercul în care vă petreceți câteva ore. Veți detecta îngrijorările ale partenerului de viață, aflați dorințe ale acestuia pentru perioada care urmează sau poate că trebuie să ridicați moralul cuiva. Leu. Primiți laude și aprecieri. Vă bucurați de atitudinea favorabilă a cuiva față de voi. Poate că vă încurajează cineva să continuați o activitate sau un proiect nu tocmai ușoare. Poate că cei mai mici acum își aleg o personalitate drept model sportiv, artistic sau de alt gen, demn de urmat. Fecioară. Poate că renunțați la niște filtre logice sau prejudecăți, vă dedicați unui gen de activitate pe care îl faceți mai rar și veți descoperi astfel o plăcere, o pasiune. Pe de altă parte, înflăcărare, elan interior. Simțiți poate că nimic nu v-ar putea împiedica să ajungeți un model, un moment de măestrie, de performanță. Balanță. Cariera pare să treacă în plan secund pentru o perioadă. Sau poate că nu mai aveți niciun motiv de nemulțumire și vă veți putea concentra timpul și atenția asupra familiei, celor dragi. Gânduri acum să resuscitați o tradiție de familie sau a locurilor natale, să valorificați o moștenire fizică, materială sau spirituală. Scorpion, vă ia prin surprindere dorința cuiva de a sta de vorbă cu voi și de a vă împărtăși bucurii, visuri și nevoi, amintiri, impresii de la vreuna dintre petrecerile la care a luat parte recent. Și poate că vi se cere sfatul sau simțiți că celălalt are nevoie de o confirmare, de o încurajare. Săgetător, poate că luați o hotărâre sau vă stabiliți niște reguli și repere legate de cantități, sortimente sau obiceiuri alimentare, astfel încât să reveniți curând la o bună condiție fizică și siluetă. Oricum, sunteți puși pe fapte mari în perioada următoare. Nu mai acceptați întârzieri, amânări, compromisuri. Capricorn, vă arătați generozitatea sau faceți o surpriză plăcută celor mici, ființe iubite, apelați la un fond pe care l-ați păstrat pentru perioada de după sărbători. Gândiți poate că nu mai are rost să amânați cererea în căsătorie sau alegeți acum data anunții. Vărsător, ați putea foarte bine să vă dedicați această zi vouă înșivă. Refacere, somn, visare, meditație, îngrijirea corpului. Apar însă invitații și chiar insistențe din partea unor prieteni buni să vă întâlniți undeva și să petreceți niște ore împreună. Grea alegere. Pești, poate că se reeditează cumva o întâlnire de la Revelion și veți lua și voi parte. Se anunță un an cu o bogată viață socială. Sunteți pregătiți să vă dedicați timp unor evenimente ale comunității, unor activități de voluntariat, să fiți alături de oameni cu care vă simțiți bine. Să avem o zi bună!